Femeia în vârstă de 43 de ani este angajată a unei croitorii pe care o patronează un cetățean francez. Locul de muncă este într-o zonă industrială a orașului, așa că femeia pleca zilnic foarte devreme ca să ajungă la ora 7 la muncă. Așa a făcut și astăzi și se pare că nu a spus nimănui ce are de gând. După prânz, soțul ei a primit un telefon de la o colegă care i-a spus că femeia este în stare gravă. Dumneavoastră v-a spus vreodată ceva că e foarte supărată de ceva sau... Da, mi-i spunea de serviciu că se mai ceartă cu fetele pe acolo, adică nu sunt fetele rele. Muncea mult? Da, v-a zis că în croitorie de setul ăsta. Câte ore pe zi muncește soția noastră? Muncea mai mult decât trebuia, pentru că nu numai ea, toate. A găsit-o la toaletă? Dar cine a găsit-o? Nu. Și ce s-a întâmplat? A fost și-a luat gâtul, cu ce-o fi dat. A luat ambulanța? Da. Medicii de pe ambulanță au stabilizat-o până la Pitești și au adus-o conștientă la Spitalul Județean de Urgență Argeș. Rana pe care și-a provocat-o în zona gâtului ar fi fost făcută cu o bucată de sticlă și a provocat o hemoragie puternică. Am fost solicitați la o pacientă cu o plagă tăiată, regiune laterocervicală stângă, prin automolestare, cu interesare musculovasculară. Pacienta a fost tot timpul stabilă hemodinamic și respirator. Operată de urgență, femeia a fost trimisă înapoi la terapie intensivă, iar după ce își va reveni, va fi audiată de polițiști pentru ca anchetatorii să afle ce anume a determinat-o să recurgă la un asemenea gest.